Președintele Claus Iohannis a avut mereu o pasiune pentru autoturismele marca BMW, ajungând să fie chiar imaginea dealerului automobile Bavaria în Sibiu, firma condusă de prietenul său, Michael Schmidt. Fostul primar al Sibiului a primit gratuit, rând pe rând, mai multe autoturisme de lux, unele chiar unice în țară. În 2014, președintele a întrerupt contractul cu automobile Bavaria, dar nu și prietenia cu omul de afaceri. Povestea începe în 2007, anul în care Sibiu a devenit capitală culturală europeană. Atunci, pe când era primar, Klaus Iohannis a primit prima limuzină, un BMW de culoare albă din seria 7. Președintele ar fi primit rând pe rând mai multe autoturisme de lux. Unele chiar unice în țară și aduse pe comandă. Asta deși primăria Sibiu plătea încă din 2004 câte 6.000 de euro leasing pentru un Audi A6, destinat special edilului. În 2010, presa locală nota că primarul era deja la a doua limuzină BMW, pusă la dispoziție tot de Bavaria România în mod gratuit. Cu această mașină a avut și un mic accident. După ce a lovit mașina staționată, președintele a spart radiatorul autoturismului, însă nu au existat victime. Câteva luni mai târziu în posesia sa a intrat o altă mașină marca BMW, ultimul model la vremea respectivă, fiind chiar un model unicat în România, o limuzină de culoare neagră estimată la peste 100.000 de euro. În 2014 președintele a întrerupt contractul cu Automobile Bavaria, dar nu și prietenia cu omul de afaceri Michael Schmidt. În niciuna dintre declarațiile de avere și de interese depuse de Claus Iohannis nu apare menționat nici BMW-ul primit spre folosință gratuită de dealerul local cât a fost primar, nici vreun contract de promovare.